Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu supă de pui cu găluște. Iar pentru aceasta aveți nevoie de 1 litru și jumătate de apă, câteva tacâmuri de pui, eu am aici pulpe, aripi și piept. Eu am un pui de țară, dar vă recomand să folosiți un pui de calitate pentru a vă ieși o supă bună. Pătrunjel verde tocat mărunt, un praf de sare și un praf de piper. Iar aici am tocat legumele și anume o ceapă, un morcov, un păstârnac, un ardei gras roșu și o țelină mică. Am pus carne la fiert, iar acum o vom lăsa până dă într-un clopot. Voiam să vă spun de legume. Mie îmi place să pun legumele pur și simplu tăiate așa mărunt. Nu îmi place să le pun întregi, iar după aceea să le arunc. Îmi place să le pun și să le și mănânc, dacă tot le pun. Nu să le pun întregi, după aceea să le aleg, să le arunc și așa mai departe. Dar voi puteți face cum doriți. Dacă doriți să le puneți întregi și după aceea să le aruncați, problema voastră, eu vă spun cum fac eu. Am scos carnea din supă, am strecurat-o și am pus-o din nou în moală, iar acum vom adăuga legumele. Am adăugat legumele. Adăugăm piperul, sarea și lăsăm totul să fiarbă 20 de minute. Acum vă voi arăta cum să faceți găluștile. Pentru acestea aveți nevoie de un ou și puțină sare, 3 linguri de griș, iar la final vom adăuga o lingură de ulei. Dar acum pur și simplu amestecăm oul cu sarea, iar treptat adăugăm grișul. Și amestecăm foarte bine să nu obțineți cocoloașe. Așa trebuie să arate compoziția. Iar acum adăugăm o lingură de ulei. Și amestecăm foarte bine. Iar acum vom lăsa compoziția să stea 15 minute, fără să amestecați în ea, fără să îi faceți nimic, pur și simplu o lăsați așa să stea 15 minute, iar după aceea puteți pune din compoziție în supă. Aici am carnea pe care am scos-o din supă, o voi pune la prăjit și voi face un sos, ca un fel de ostropel. Iar aici am tăiat puțină carne cu bulețe pe care o voi adăuga din nou în supă.